În cadrul celei de-a cincea ediție a campaniei Facem Școala Bine, dezvoltată de Radio Impuls și de partenerii săi tradiționali, a fost desemnată marea câștigătoare, Școala Gimnazială Ovidiu Hulea din Aiud. Campania, care se bazează pe propunerile și voturile ascultătorilor, își propune să sprijine educația din România, dotând școlile câștigătoare cu panouri fotovoltaice. Anunțul mult așteptat cu desemnarea unității de învățământ câștigătoare a campaniei Facem Școala Bine a fost făcut în cadrul emisiunii Dimineața pe 2, prezentată de Grig și Andrei Moga. Este vorba de Școala Gimnazială Ovidiu Hulea din Aiud, care a fost susținută în mod special de Mihai Hânda, realizatorul emisiunii Bară la Bară de la Radio Impuls. Această victorie vine într-un an cu totul special pentru instituția din Aiud, care în 2024 a sărbătorit 100 de ani de activitate. Situată în inima orașului Aiud, școala se bucură de o lungă tradiție educațională, având rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri școlare, atât la nivel local cât și național. Panourile fotovoltaice vor ajuta la crearea unor condiții optime de studiu, contribuind la o educație sustenabilă și performantă. O satisfacție foarte mare pentru că copiii pot să aibă parte de o lecție deschisă în ceea ce privește atât consumul cât și producția din surse regenerabile. Acolo la școală, ei merg la școală și văd efectiv cum echipele încep să urce panourile pe acoperiș, încep să le monteze, încep să prindă contur, încep să vadă efectiv ei. Și asta e o bucurie foarte, foarte mare. Campania Facem Școala Bine a devenit deja o tradiție, demonstrând încă o dată angajamentul Radio Impuls și al partenerilor săi tradiționali pentru dezvoltarea infrastructurii școlare și sprijinirea tinerelor generații.